Suntem la compartimentul experiment al programului estival provocarea vierii. Tema experimentului: difuzia în mediul lichid. Experimentele sunt simple, dar siguranța este pe primul plan. Vă recomandăm ca experimentele să fie petrecute în prezența persoanelor adulte. Difuzia moleculară este pătrunderea moleculilor unui corp printre moleculele altuia, fără să existe curgere. Difuzia este procesul în care atomii sau moleculele se deplasează dintr-o regiune cu concentrație ridicată într-o zonă cu concentrație scăzută. În cele mai multe cazuri, difuzia are loc în gaze și lichide. În timpul difuziei, mișcarea materiei continuă până când există o distribuție uniformă. Efectul general este egalizarea concentrației pe tot mediul. Modelul de deplasare depinde de gradientul de concentrație al fluidilor sau gazelor implicate. Termenul de difuzie provine dintr-un cuvânt latin, difundere, care înseamnă răspândire. Noi vă prezentăm difuzia unui corp solid în lichid, dependența vitezei de difuzie de temperatură, de difuzia obișnuită și forțată. La o temperatură mai ridicată, viteza de difuzie este mai ridicată datorită agitației termice care este mai intensă. Agitația termică este mișcarea dezordonată a moleculilor unui corp.